Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Duminica 24-a după Rusalii, a învierii fiicei lui Iair. Evanghelia de la Luca, din capitolul 8, versetele 41-56. În vremea aceea a venit un bărbat al cărui nume era Iair și care era mai marele sinagogii. Și căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, căci avea numai o fiică de 12 ani și ea era pe moarte. Și pe când se ducea el, mulțimile îl împresurau. Și o femeie care de 12 ani avea scurgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei și de niciunul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate s-a atins de poala hainei lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Și a zis Iisus, cine este cel ce s-a atins de mine? Dar toți stăgăduind Petru și ceilalți care erau cu el au zis, învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu zici, cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis, s-a atins de mine cineva, căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Și femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând și căzând înaintea lui, a spus de față cu tot poporul din ce cauză s-a atins de el și cum s-a tămăduit îndată. Iar el i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, merge în pace. Și încă vorbind, el a venit cineva de la mai marile sinagogii zicând, a murit fiica ta, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns, nu te teme, crede numai și se va izbăvi. Și venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru și pe Ioan și pe Iacob și pe tatăl copilei și pe mamă. Și toți plângeau și se tânguiau pentru ea. Iar el a zis, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Și râdeau de el știind că a murit. Iar el, scoțând pe toți afară și apucând-o de mână, a strigat zicând, copilă, scoală-te! Și spiritul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit el să-i se dea de mâncare. Și au rămas uimiți părinții ei, iar el le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Evanghelia de duminica trecută ne descria câteva dintre simptomele ce trădează prezența celui rău și care s-ar putea rezuma în mare parte la opusul normalității. Dacă e normal să trăiești în casă, cel aflat sub influența celui rău trăiește în morminte și deci cumva în permanenta umbra morții. Dacă e normal să fii îmbrăcat, cel posedat este despuiat. Dacă în viața normală ai niște limite și niște bariere și interioare și exterioare, cel îndrăcit înspăimântă întreg teritoriul și nici măcar lanțurile nu reprezintă o preliști pentru el. Am putea continua șirul confruntării aspectelor de normalitate și anormalitate legate de omul nostru, însă putem de asemenea să lărgim analiza noastră și să ne gândim la locuitorii Ținutului Gergesenilor. În cazul lor nu există semnele de posesie descrise mai sus, însă regăsim esența prezenței celui rău în Ținutul și în viața lor. Prezența lui Iisus este nedorită, deranjantă chiar. Văd puterea, văd lumina, văd eliberarea, însă nu sunt interesați de schimbare. Ținutul lor a fost eliberat de prezența legiunii, însă cel rău continuă să stăpânească viața lor într-o manieră mult mai subtilă, mai ascunsă și tocmai de aceea mai periculoasă. Ceva similar regăsim în Evanghelia de astăzi. O mulțime care, deși îl urmează pe Iisus, mai degrabă încurcă acțiunea lui. Îl împresoară, așa cum ne spune versetul biblic, însă nu se atinge cu adevărat, cu credință de el, așa cum face în schimb femeia cu scurgere de sânge. Odată ajuns la casa lui Iair, regăsim aceleași conotații, aproape blasfeme. Mulțimea care se află deja lângă copila moartă râde de Iisus atunci când acesta le adresează cuvinte pline de speranță. Înainte ca Fiul lui Dumnezeu să redea viață fiicei lui Iair, scoate mulțimea afară într-un fel de voalat exorcism, voalată posesie, voalată eliberare. Avem nevoie ca în rugăciune să cerem lui Dumnezeu lumina necesară pentru a vedea nu doar zonele de alb și negru din viața noastră sau din lumea în care trăim, ci mai ales acelea care acoperă toată paleta de gri, cele mai subtile. Părintele René Chénesseau, de exemplu, cunoscut exorcist francez, atrăgea atenția asupra felului în care roadele Spiritului Sfânt, descrise de Sfântul Pavel în capitolul 5 al scrisorii către Galateni, sunt vii și active în viața noastră.
Așadar, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, atunci când sunt atacate, spunea Părintele Șeneso, este probabil un atac al celui rău, chiar fără a fi vorba de o posesie. O prezență mai subtilă și tocmai de aceea periculoasă, deoarece greu de detectat. Câți dintre noi consideră că au o posibilă problemă atunci când, de exemplu, bucuria din viața lor își pierde treptat consistența sau când răbdarea ori blândețea încep să dispară? Părintele Șeneso spunea, în schimb, că cei mai mulți dintre oamenii de astăzi sunt atacați tocmai în aceste lucruri fără să-și dea seama. Sfânta Scriptură ne cere să fim vigilenți și pururi în rugăciune. Doar astfel reușim să distingem lucrurile, fiindcă rugăciunea ne pune în legătură și în comuniune cu Hristos, singurul care îl poate învinge pe cel rău. De aceea, ori de câte ori simțim că bucuria sau pacea își pierd consistența în viața noastră, să căutăm refugiu și scăpare în rugăciune și, de asemenea, în sacramentul spovedaniei, despre care mulți preoți experți în materie spun că are efectul unui adevărat exorcism. Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, cea care zdrobește capul șarpelui, este tot timpul lângă noi. Să încercăm să fim și noi, măcar din când în când, lângă ea și fiul ei. Lumina Evangheliei la Radio Blaș. O emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de Duminică.